E, așa începem noi, Adrian. E nouă? Păi e. No, acum am pus să fac un topping de roșii cherry sau o dulceață, cum mi se mai zice. Că doar vreau să fac înghețată din aia cu fructe de pădure de la munte. E, o, bat-o norocul să o bată. Noi eu am pus aici 100 de mililitri de apă și am pus 4 linguri de zahăr. Și acum las să fiarbă să se facă un sirop. E sirop, frate. După care adaug roșiile cherry, mai am praf de ghimbir și scorțișoară. Și mai am nevoie și de o țâlc de esență de vanilie. Noi acum aștept să se facă siropul ăsta, să adaug roșiile. Apoi după aia mai viu. E. Yeah. No, până să fierbe siropul săracului, ca noi argheleni, așa, nu lasă chiar, că până atunci vă prezint ingredientele de care avem nevoie pentru înghețată. Avem nevoie de 200 ml de smântână dulce, o țâră de miere și acolo fructe după ochi. Păi e, după ochi, că doar ia-ți la Dumnezeu ochi, să cântărești cu ochii, nu? Acum... Nu știu, aici sunt cam 500 de grame de fructe de pădure. Mă duc să văd ce face sirop. Stai că trebuie să mă fac mic, dragă, că doar nu mă vedeți. Nu uite că siropul nostru deja s-a făcut. Și acum trebuie să adaug roșiile cherry. Așa. Adaug puțin ghimbir praf. Nu, că am pus mai mult. Nu are nică, dar acum nu s-a făcut gaură în cer. Și o țăr de scorțișoară. Și am un să mă duc să aduc și vanilie. Nu, acum pui esența de vanilie. Hai, draga mea, hai, mama, hai! Bun. Lăsăm 20 de minute să fiarbă. Până atunci, noi facem înghețata. E, yeah. Normal. O, ce trăznic să facem? Dacă n-ai de lucru, să faci, nu? Stai să nu las lingura în oală, că iarăși cineva să mai faci, dar mă, de lingură? Bun, review. N-o să vezi ce repede să faci înghețata asta. Dacă nu ai un smart cooker, nu-i bai. Nu-i bai. Că poți să faci și la blender din asta cu cameră, dar până n-are nica. Bun. Fructele le adaug, hai să-mi scot ce am de scos de pe aici, că are protecția la puțin. Adaug fructele și o țâr de miere. Acum cât vrei tu de dulce? Mie îmi place o țâr mai dulce, că așa îmi place mie. Că-s mare. Bun. Fixăm. Mama. L-am fixat, îi dăm drumul. Trebuie să găsesc butona. Puneți butona, dragă. Bun. Reglăm viteza. Și vedem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, acum o face o gălăjie de nu ne mai înțelegem. Mai înțelege trăznicul, nu ne mai înțelegem. Bun. Îi dăm start și începe. Lăsăm o secundă, două să se odihnească. Stați că am aici o spatulă la el. Așa, îi mai dau iară drumul. Dau start. Așa, acum. Încă o dată dăm drumul pe viteză mai micuță. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și adaug smântâna dulce. Sosul nostru fierbe, nu sosul, toppingul de roșii cherry. Și acum mai dăm o dată speed, șepte, 8, 9 și start. No, acum să se facă înghețată. Auzi, de mere, frate!
Noi i-am invitat la noastră sorbeta. Mai ia să vede ce gust are. Bă, ce faină. Ia. Și că e faină. Vai, Doamne, bate o bună. Hai, trăzni. O să bag într-un recipient. O bag la congelator. Până atunci o să fac dulcea asta de roșii și... Hai, bune. Nouă înghețata noastră a îngătat-o. No, ia să vedem, să luăm frumos. Asta la frigider un pic. Și este gata și dulceața de roșii șeri. Ia uite ce înghețată frumoasă avem noi. Am niște ace de rozmarin. Să știți că merge de minune cu înghețata rozmarinul. Punem și dulceața de roșii șeri. Super! Un fruct, o floricică și ce să zic, să aveți postă bună. Ia uite. Trebuie să dăm mai încolo. Aceasta este rețeta pe care vă recomand. Vă pupă, domnule!